Pentru început vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți în calitate de membri a Consiliului Științific și referenți. La fel noi salutăm și pe oaspeții noștri sau susținători, cum să le zicem, da? La ordine de zi a Consiliului Științific Specializat avem o singură întrebare, formarea susține tezii de doctor în științe și educație a doamnei Talpa Svetlana, este cadrul didactică a universității noastre, cu tema formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coreografică. În acest sens a fost și emis și un ordin a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Dacă îmi permiteți să vă dau o citire. Ordinul este din numărul 1 din 21 decembrie 2022, unde a fost aprobată componența Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiale. Cu îngăduința dumneavoastră am să le dau citire. Este vorba de Ciorbă Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, președinte, cel care vă vorbește. Petrenco Liuba, doctor conferențiar universitar, secretarul științific al Consiliului. Domnul Ghicu Andrian, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică în calitate de referent, membru al Consiliului Științific Specializat. Domnul Șchiopă Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, maestru în artă, membru al Consiliului. Vă salutăm, domnul Șchiopă. Doamna Rebrova Elena, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Națională Pedagogică din Ucraina de Sud, Ușinski, Odessa. Priviesc-i vas, gospoja Rebrova. Și referenții oficiali, domnul Ghilaș Victor, doctor habilitat în studii artelor, conferențiarul universitar, și doamna Aciu Victor, Victoria, ce scuze, doctor în pedagogie, liceul teoretic Mihail Lomonosov. Dacă aveți întrebări la ordine de zi, eu vă ascult. Sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, atunci îmi permiteți să ofer cuvântul secretarului științific, doamna Petrecu, pentru a vă da citire sau da, pentru a vă anunța despre dosarul doamnei Talpa Svetlana. Da, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiale, în conformitate cu cerințele ANOCEC, pretendenta la titlul de doctor în științe ale educației a depus în Consiliu a depus materialele necesare pentru ca ședința de astăzi să poată să aibă loc. Astfel, dosarul este aici pe masă, da? Putem afla, din dosar putem afla că Svetlana Talp este cetățeană al Republicii Moldova, are studii de licență la Academia de Muzică, Teatru și Arte din 2010, la fel la aceeași Academie ea face masteratul, studii de masterat. Din 2014 până în 2018 este doctorandă la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. În dosar este prezentă și lista lucrărilor științifico-metodice, care include 4 articole în diferite reviste științifice, 19 articole în colegii științifice, 14 materiale, teze la foruri științifice naționale și internaționale. La fel, conform listei din anexa numărul 3, în acest dosar găsim și decizia de formare a Consiliului Științific Specializat, hotărârea seminarului științific de profil cu decizia pozitivă de înaintare a acestei teze, a tezei pentru susținerea în Consiliu. În dosar sunt incluse și deciziile seminarului și a ANOCEC, care prevăd niște ajustări sau cerințe pentru ajustarea lucrării, și avem și răspunsul dat de către pretendentă la toate obiecțiile care au fost formulate atât la etapa precedentă, cât și la nota informativă pe care ei a luat-o sau a primit-o de la ANOCEC. Totul este în ordine, dacă aveți... Da, vă mulțumim, părinți, doamnă Petrecu. Dacă aveți întrebări la secretar, poftim. Aveți posibilitatea să luați cunoștință în caz dacă... Dacă nu aveți întrebări, atunci permiteți să-i ofer cuvântul doamnei Sitan. Aveți 20 de minute pentru prezentarea referatului. Poftim. Deci, mult stimate domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, onorată asistentă, în atenție dumneavoastră prezint teza de
doctor, științe ale educației, formarea valorilor activi la studenți în procesul de înscriere grafică. Dinamismul societății contemporane și procesele culturale inerente acestea generează apariția unor tendințe de clarificare a dimensiunilor artistice ale calității artei coreografice sub forma unor atitudini esențiale în interpretarea operei de coreografie. Din acest punct de vedere, studiile la ce punct este perioada de formare a unui sistem de valori, în special al valorilor artistice, care vor deveni instrumente ale dezvoltării personale a studentului profesor de dans pe tot parcursul vieții. Examinând arealul preferințelor la etapa ciclului întâi, constatăm vulnerabilitatea studentului profesor de dans, nevoie de libertate, independență și afirmare personală. Viața artistică a studenților profesor de dans poate fi definită ca un proces continuu de adaptare la multiple schimbări pe plan social, cultural, politic și altele. Comunitatea mondială acceptă și susține o multitudine de obiective educaționale, unul dintre care fiind dezvoltarea personalității studentului, a capacității și aptitudinilor lui spirituale și fizice la nivelul potențialului său. Educația coreografică se încadrează plenar în realizarea acestui obiectiv. Actualmente, finalitățile instruirii coreografice se axează pe necesitatea de a forma cultura coreografică a indivizilor ca parte componentă a culturilor spirituale. În raport cu educația spirituală, coreografia este abordată parțial în natura ei specifică, în cererea ei, în acțiune și putere mesajul cel poartă într-o viață spirituală și act de valoare. În plan evolutiv, filosofii din diferite epoci au considerat dansul de înzănțuire a propriului eu, tocmai datorită forței filosofico-spirituale. Actualitatea prezentei cercetări este determinată și de unele documente de politici educaționale, cum ar fi Convenția UNESCO de 2005 pentru protecție și promovarea diversității expresivelor culturale, Strategia de dezvoltare a culturii Cultura 2020, Regulamentul de activitate a formațiunilor artistice de amatori din Republica Moldova, proiecte culturale, cum ar fi tradiții și expresii ale artei sau practici coreografice tradiționale, cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova și atestarea unor lacune metodologice în instruirea coreografică universitară. La baza teoretică și metodologică a cercetării stau lucrările fundamentale din domeniul filosofic al teoriei artelor și cel educațional, vizând aspectul axiologic reflectat în plan teleologic, conținutal și procesual. În acest context, referențial filosofici și pedagogici ca Andrei, Vianu, Blaga, Puslaru au cristalizat problema valorilor din perspectiva filosofică și pedagogică, dându-le o definiție și clasificare. Determinarea valorilor din punct de vedere al culturii și civilizației, acest aspect este abordat în cercetare, este interesul științific al lui Mehedin, Smăciu, Antonescu, Antonesi, Picchio, Albot și alții. În lucrările cercetătorului atestăm problema formării valorilor estetice și a valorilor general umane, în special, însă domeniul de formare a valorilor artistice este investigat diligențial. Cercetările menționate, dar și starea actuală a domeniului, care a generat o serie de contradicții în sistemul de instruire coreografică în complexitatea sa progresivă, confirmă actualitatea timpii de cercetare. Astfel, se face evidentă contradicția dintre exagerarea laturii tehnice de interpretare, rămân pe plan secundar laturile esențiale ca trăgire, sensibilitate, expresivitate artistică, cultivarea sufletească, înălțarea spirituală și formarea spiritului de continuitate a tradițiilor populare, formarea convingerilor față de promovarea folclorului autentic și altele. Altă problemă cercetării este determinarea referilor teoretico-aplicative de formarea valorilor artistice studenților profesori de dans, în instruirea coreografică, în vederea valorificării laturilor esențiale, consemnate de sensibilitate și expresivitate artistică. Scopul cercetării reprezintă determinarea reperilor teoretico-aplicative de formare a valorilor artistice studenților profesori de dans în contextul cunoașterii, înțelegerii, interiorizării acestor în procesul instruirii coreografice. Procesul de instruire coreografică în cadrul învățământului superior poate avea un impact pozitiv în acțiunea de formare a valorilor artistice la studenți dată. Va fi determinată baza teoretică și tehnologică de valorificare a operii coreografice. Dacă vor fi stabilite valorile artistice ale artei coreografice sub aspect pedagogic în corelație cu aspectele filosofice și psihologice, dacă vor fi demonstrate posibilitățile estetice prin adicăcerea artistice prin elaborarea și validarea modelului pedagogic de formare a valorilor artistice din instruire coreografică și dacă va fi implementată tehnologie de formare a valorilor artistice din instruire coreografică. Astfel, primul obiectiv reprezintă analiza referilor teoretice, praxeologice și coreografice ale procesului de formare a valorilor artistice în procesul de instruire coreografică. Acesta s-a caracterizat prin identificarea diferenței dintre valorile estetice și valorile artistice, examinarea obiectivelor educației coreografice ca disciplină universitară, distingerea valențelor socializatoare ale artei coreografice prin analizarea acțiunilor coreografice, stabilirea conceptului de estetică a dansului, descrierea conceptului valoric al omului, interdependența valoare-cultură și fundamentarea competenței coreografice. Un alt obiectiv reprezintă identificarea evoluției dinamice, semnificațiilor, conținutului și a structurii valorilor artistice implementate pe cursurile de dans, folcloric, clasic și modern. Aceasta s-a fundamentat pe stabilirea nivelului de influență asupra formării valorilor artistice.
artiști sau studenți profesori de dans. Fundamentarea principiilor specifice ale educației coregrafice, particularitățile formării valorilor artiști sau studenți profesori de dans, definirea structurii competenței de percepere artistică a operei de coregrafie. Al treilea obiectiv reprezintă studierea analitică sintetică a curriculum privind formarea basic din perspectiva particularizării conexiunilor ce se stabilesc între elementele componente ale diverselor genuri de dans. Astfel, curriculumul actual de educație coregrafică posedă ca instrument de formare a unei personalități spirituale un anumit sistem de valori, atât educaționale cât și filosofic artistice, care sunt înscrise în fiecare componentă și subcomponenta sa, prin componenta teleologică, conținutală și tehnologică. Al patrulea obiectiv reprezintă stabilirea criteriilor și elaborarea instrumentarului în vederea valorificării valorilor artistudenți în sferă coregrafică, în vederea promovării sensibilității și expresivității. Acesta s-a stabilit pe formarea valorilor artiste semnificative din punct de vedere profesional, mentor profesor de dans. Prin abordarea procesului de formare a valorilor artiste profesionale, la viitor profesor de dans, prin conținutul procesului care este formarea unor valori artiste semnificative din punct de vedere profesional al acestor studenți, și prin etapele formării valorilor artistice semnificative din punct de vedere profesional și al nivelului de formare acestor valori. Astfel, preieșind din acestea, modelul basic sau modelul de formare a valorilor artistice în procesul de studiu coregrafic se cooperează în felul expus în diapozitiv. La primul nivel avem modelul care este dialectic dintre cele două noțiuni cheie ale cercetării, valorile artistice și valorile coregrafice, care apere funcțional. Valorile coregrafice sunt reprezentate aici ca valori inactive sau opționale, care se formează și se dezvoltă în procesul instructiv. La al doilea nivel se plasează valorile fiecărui gen de dans, selectate după principiul asemănării și deosebirilor, fapt care trebuie să fie conștientizat și acceptat de către studenți în procesul instructiv. De asemenea, relația respectivă este completată de esențele instructive, principiile educației coregrafice, formarea competenței coregrafice, nuanțarea activității de învățare a dansului. Și la al treilea nivel ne-am oprit la o noțiune inovativă de orchestră către Hătunță, care este descrisă și în glosarul de doctorat. În afara faptului că această noțiune reflectă adecvat viziunea pe care o promovăm, rezumând sintetic că valorile artistice le corespund valorile coregrafice ale studenților, această noțiune traduce la fel de adecvat realitatea valorilor în actul, implicând un parcurs conexionist în procesul instructiv al celor trei genuri de dans. La fel, în procesul de formare a valorilor artistice a studenților profesori de dans, trebuie să se respecte câteva cerințe și anume, materialul să fie dozat bine pentru învățare pe parcursul întregului curs. Procesul de instruire să corespundă cu curriculum, profesorul trebuie să fie mereu în căutarea strategiilor active și interactive. Tehnologia de formare a valorilor artistice în instruirea coregrafică asigură accesul deschis la studenți în receptarea audiovizuală, interpretativă, creativă, reflexivă a operei coregrafice, formarea culturii coregrafice prin dezvoltarea competențelor artistice coregrafice și de percepere artistică a operei de coregrafie. Un alt obiectiv reprezintă elaborarea, implementarea și validarea prin experiment al modelului pedagogic de formare a valorilor artistice și tehnologie de formare a valorilor artistice a studenților în procesul de studiu coregrafic. Aceasta s-a caracterizat prin investigarea cadrului teoretic, cadrului practic și a cadrului experimental, prin desfășurarea investigației experimentale acțiunilor de formare a valorilor artistice a studenților în procesul de studiu coregrafic în cele patru etape de bază, și pe desfășurarea experimentului pedagogic prin șantimul conform tehnicii de cercetare before and after method de tipul înainte și după. La prima etapă, la etapa de constatare, la experimentul de constatare, s-a pus accentul pe două acțiuni investigaționale, și anume explorarea și identificarea valorilor artistice și constatarea nivelului de manifestare a acestora. Explorarea reprezintă experiment preliminar, rezultatul căruia a confirmat necesitatea stabilirii valențelor instruirii coregrafice din cadrul formării valorilor artistice a studenților și profesorilor. Acesta s-a desfășurat pe un loc de cercetare de 90 de studenți, absolvenți de la specialitatea dans popular și clasic, dans sportiv și modern, în perioada anilor de studii 2013-2016. La această etapă au fost evaluate nivelul de valori artistice format în cadrul instruirii coregrafice. Identificarea valorilor artistice și constatarea nivelului de manifestare a acestora au fost realizate în raport cu următorul cadru de referință, și anume, ancheta privind determinarea și evaluarea valorilor artistice ale operelor coregrafice și autoevaluarea predilecției pentru genul operei de coregrafie. Experimentul de formare reprezintă două etape a experimentului pedagogic și a avut drept scop formarea valorilor artistice a studenții prin disciplinele dans folcloric, dans clasic și dans modern, prin valorificarea modelului basic și a tehnologiei respective, folosind sarcini didactice, exerciții, situații de problemă, vizând perceperea, creația, interpretarea și reflexia. Experimentul de formare inclus, de asemenea, valorificarea pe cale experimentală a fișei metodologice în vederea elaborării și derulării procesului de percepere a operei coregrafice anexată la anexa 9. Experimentul de control reprezintă ultima etapă a experimentului pedagogic și a avut drept scop evaluarea post-experimentală la nivelul de manifestare
avalori numerativi sau sunete, profesor de dans și stabilirea nivelului de percepere a operei coreografice prin compararea rezultatelor înregistrate de lotul de cercetare în toți cei trei ani de studii universitare la început, concomitent, s-au studiat și opiniile profesorului ce predau, deci prin dans folcloric, dans clasic și dans modern, din cadrul Catedrei Pedagogiei Preșcolare, Educația Fizică și Dans. Pentru sistematizarea etapelor experimentului pedagogic, în perioada de cercetare a fost schisat designul experimental privind formarea valorilor artistice la studenți profesori de dans reprezentat în tabelul de față. La etapa incipientă, a studiilor, la ciclul 1, era foarte important de depistat care este atitudinea studenților recent înmatriculați, referitor la valorile generale umane de care sunt ghidați ei în viața personală și îndeosebi în alegerea profesiei viitoare. În acest test este redată lista celor 57 de valori, cele mai relevante, după părerea autorului, care au servit drept fundament pentru testarea la etapa de explorare a studenților de la specialitatea dansă. Studenții, alegând din lista valorii propuse, au stabilit un număr de 7 valori ce au acumulat punctajul maxim, fiind și cele mai relevante pentru libertate, creativitate, respectarea tradițiilor, lumea frumuseții sau lumea frumuseții naturii și artei, sănătate, curiozitate și succes. Fiecare din aceste valori a acumulat punctajul mai mare de 6 puncte, ceea ce a permis crearea listei de 7 valori prioritare pentru studenții de la specialitatea dansă. Din această listă, punctajul minim a fost dat creativității și lumii frumuseții, acumulând în mediu 10,3%. În continuare, prezentăm rezultatele experimentului de explorare în conformitate cu varietățile stabilite. Rezultatele sunt înregistrate într-un tabel și ilustrate grafic. Indicii obținuți la valorile respect, înțelepciune și autoritate, demonstrează totuși importanța studiilor superioare și nu a profesiei alese, adică de profesor de dans. Bineînțeles, aceste valori sunt importante și pentru toate profesiile putere pedagogică. În cazul analizării specialității dans, unele din valorile fundamentale pentru un student profesor de dans ar trebui să fie creativitatea și lumea frumuseții, adică frumusețea naturii și altele. Testul de analizare a gândirii creative imaginative la studenții profesori de dans reprezintă unul dintre cele mai optime instrumente utilizate la nivel internațional pentru analizarea gândirii creative imaginative la oameni după autorul Paul Torres. Aici sunt testată creativitatea, care este evaluată prin 5 indicatori: fluentă, flexibilă, elaborată, originală, rezistentă, măsurați conform abilităților creative ale persoanei sau studentului în cazul cercetării noastre și reprezentate în tabelul. Analiza rezultatelor prezentate în acest tabel ne permite să constatăm că studenții din anul 2, după testarea inițială, au manifestat un nivel foarte scăzut de gândire imaginativă, aproximativ de 1,0%, adică până la valoarea 30, în comparație cu testarea inițială la anul 1, anul de matriculare 2014-2015 și 2015-2016. Studenții matriculați în anii 2013-2016 nu au manifestat un nivel optim de gândire creativă imaginativă, adică ajungând la indice de 40-60, cu doar 14,1%. Aceasta confirmă alegerea studenților chestionați la etapa de explorare a valorilor prioritare ca orientări principale în viața studentului profesor de dans, prezentate în tabelul anterior, unde aspectul creativitate a acumulat doar 10,3%. Calcularea și obținerea datelor încadrate în tabel a permis observarea și confirmarea datelor probelor aplicate în cazul experimentului pedagogic. Această analiză sintetică a aprobat continuarea aplicării și altor chestionare necesare cercetării date ca un indiciu real al experimentului pedagogic desfășurat. Pentru a scoate în evidență gradul de reflecție a valorilor în activitate de formare profesională coreografică, am comparat și am introdus în tabel rezultate obținute în cei 4 ani de studii din perioada 2016-2020. Interpretarea datelor statistice a permis compararea indiciilor legate de semnificația diferenței dintre anul 1 de studii la licență. Ulterior, au fost testați și studenții lotul de cercetare în anul 2 de studii la ciclul 1. Atât anul 1, promoție 2016-2017, cu 35%, cât și anul 1, promoție 2017-2018. Tot cu 8,35%, cât și anul întâi, promoția 2018-2019, cu 6,34%, au indicat același nivel scăzut de reflexie a valorilor în activitate de formare profesională coreografică, însă acești indici constituie doar un aspect în cadrul cercetării noastre. Astfel se observă o dinamică constantă a indicilor submedii și scăzută a studenții din anul de matriculare 2016-2019, indicând valoarea medie de 22,33%. O creștere considerabilă este observată la studenții din anul de matriculare 2019-2020, unde valoarea maximă a fost atinsă de gradul lunar de reflexii a valorilor 19,1%. Cunoașterea și practicarea genului coreografic reprezintă unul dintre aspectele principale ale procesului didactic al specialității dance în cadrul Universității Pedagogice de Statul Unitar. Prezentarea tabelară a preferințelor genului coreografice de către studenții și profesori de dans facilitează interpretarea comparativă și generală a datelor obținute în tabelul de față. Analiza rezultatele prezentate în tabelul dat, cu referire la preferințele studenților în grupa de cercetare față de un gen sau alte coreografice, ne permite să constatăm următoare.
Semnificativ a crescut interesul dintr-o față de dansul clasic, de la puțin preferat cu 17,7% până la preferat cu 8,8% și foarte preferat cu 8,8% la anul de matriculare 2018-2019. Totodată a scăzut preferințele studenților față de dansul de stradă, de la foarte preferat cu 5,9% până la puțin preferat cu 14,7% și deloc preferat cu 11,8% la anul de matriculare 2017-2018. Anume, prin intermediul dansului clasic, dansul folclor și dansul modern, a fost aplicat modelul basic și experimentul de constatare a avut drept scop observarea capacității de percepere a artă coreografică și a genului coreografice. Pentru o mai bună înțelegere a etapelor de formare a experimentului pedagogic, am elaborat designul etapei de formare a experimentului, indicând astfel numărul studenților matriculați la studii la ciclul 1 în perioada 2016-2019. Studenții profesori de dans la etapa inițială de matriculare erau obișnuiți să perceapă vorbele coreografice care sunt vestite în Republica Moldova, cele mai preferate fiind dansurile din repertoriul Baletul Național Joc, al ansamblului de muzică și dansuri populare Fluieraș și al celor mai vestite ansambluri de dansuri populare autohtone. De regulă, preferințele erau motivate echivoc, fără argumentare temeinică și fără utilizarea termenilor specifice arte coreografice. Pe parcursul celor 3 ani de studii, am practicat demonstrarea repetată a operelor de coreografie. Dacă privim capacitatea studenților în ansamblu, continuă călătorul de cercetare spre sfârșitul ciclului 1, conștientizează importanța metodologiei de orientare în percepere operei de arte coreografică. Analiza generală activității formative prin examinarea literaturii de specialitate, selectarea metodologiei de percepere a operei de arte coreografică, organizarea activităților didactice în cadrul anului 1, ciclul 1, care să fie de convergente și slujească obiectivelor fixate. Creșterea gradului de percepere valorică a operelor de artă coreografică autohtone reprezintă un factor important, respectiv una dintre finalitățile de bază a formării unui cadru valoric pentru studenții profesori de dans. Studenții au lucrat în baza tabelei și demonstrat următoarele rezultate prezentate în figură. La etapa de control, după etapa de formare, din nou prezentăm tabelul cu date obținute la testarea 1. Ori sunt introduse deja rezultatele studenților anului 2 de studii de la ciclul 1, unde a sporit gradul de reflexie a valorii în activitatea profesională coreografică prezentată în tabel. De asemenea, am aplicat probe artistice care sunt prezentate în această figură, unde proba artistică a fost constituită din tempo muzical, sensul ritmic, mobilitatea trupului și fragmentul de dans. Pe marginea problemei de cercetare abordate în procesul de instruire a cursului dans folcloric, dans clasic și dans modern, am conceput un chestionar ce a fost adresat profesorilor încadrați în activitatea Catedrei Pedagogiei Preșcolare, Educație Fizică și Dans, specialitatea dans. Eșantionul care a răspuns întrebările chestionale a fost format din 6 profesori de bază, care au o pregătire profesională în domeniul clasic, folcloric și modern. Chestionarul a cuprins un număr de întrebări legate de nivelul actual de pregătire artistică a studenților la etapă incipientă, adică în momentul admiterii la studii la Universitatea Pedagogică de Statele Unite din Chișinău. Deci prima întrebare a fost, conform propriei păreri, repartizați potrivit clasamentului valoarea componentelor pregătirii artistice la studenți. Cu referire la valoarea componentelor pregătirii artistice, observăm următorul clasament prezentat în tabelă. Deci, arta coreografică, în arta coreografică, expresivitatea este capacitatea dansatorului de a reda mesajul operei coreografice prin expresii faciale, pantomimă, gest, mișcare. Una din trăsăturile individuale ale unui dansator care reușește să capteze atenția spectatorului este expresivitatea artistică, astfel de ea ocupă locul din clasamentul nostru. Analizând intimii următoare, observăm copiile profesorului de dans sunt convingătoare în ceea ce privește decizia de a clasa esteticul execuției artistice locul 3, cu media valorilor de 2,34 puncte, reprezentând importanța frumosului existent în arta coreografică, atribuit nivelului educației artistice exprimat la nivel formativ-informativ. Pe locul 4 se clasează creativitatea cu media valorilor de 2 puncte și pe locul 5 originalitatea cu 1,32 puncte, puncte, cer scuze, care are prin autenticitate o valoare reală de necontestat. Și a doua întrebare a fost, după părerea dumneavoastră, este necesar ca expresivitatea artistică la studenții de la specialitatea dans să fie realizată în procesul de predare, învățare pe de la etapă incipientă cu un program bine stabilit, la care au răspuns afirmativ, adică da, într-un procent de 83%. Deci, concluzionăm. Studiul aprofundat al literaturii filosofice, sociologice, psihologice și pedagogice a permis dezvăluirea esenței conceptelor de bază, ca instruire coreografică, dans folcloric, dans clasic, dans modern, valoare artistică. Stabilirea și relevarea referilor conceptuale, formularea criteriilor, indicatorilor, prescriptorilor și valorilor percepției audiovizuale artistice, care au fost corelate cu aspectele evoluției din punct de vedere psihologic, metodologic și artistic, a genului de dans asigură calitatea instruirii coreografice, atât în cadrul învățământului superior, cât și în cadrul mediului cultural artistic.
valoare contestabilă a educației coregraf și costă în formare atitudinii pozitive a studentului față de lumea înconjurătoare și față de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice, formarea convingerilor față de promovarea culturii autentic, formarea spiritului de continuitate a tradițiilor populare, dezvoltarea și completarea performantă a patrimoniului cultural cu noi opere coregrafice autentice. Studiul teoretic și cel experiențial, rezultatele observațiilor sintezii realizate au permis elucidarea componentei axiologice ale procesului de formare a valorilor atise la studenții profesori din ASA în cadrul învățământului superior. Analiza specifică instruirii coregrafice în cadrul învățământului superior la etapa actuală a condiționat delimitarea obiectivelor și posibilităților de formare a valorilor atise la studenții profesori din ASA. Da, Svetlana, mulțumim. Perfect v-ați înscris în, în timpul prevăzut pentru prezentare, dar dorința asta de a prezenta cât mai mult material într-un timp așa de scurt a făcut să avem o prezentare cu așa viteză că am impresia că o persoană care nu prea înțelege limba română nu știu dacă ar s-ar fi descurcată. E bine, ele oricum sunt publicate pe site-ul Anacecul, așa că cine dorește să facă cunoștință mai aproape de ele, n-are decât să o facă. Acum, vă rog întrebări și răspunsuri. Ce întrebări aveți la pretendent? Întrebări pot pune și cei din sală, pretendenții, domnul Benchiș, care săptămâna viitoare vrea să susțină și dumnealui. Cine are întrebări? Întrebări nu aveți. N-avem cum să n-avem întrebări. Așa la noi. Până ce dați eu să pun vă două întrebări. Două întrebări doar, Svetlana. Una ce ține de pregătirea coreografică și alta ce ține despre formarea artistică. Când vorbim despre pregătirea coreografică, s-ar vedea formarea unor deprinderi motrici, da? Ceva mișcări și așa mai departe, da? Întrebarea mea este una foarte simplă. Ia că e vorba niște aptitudini oarecare trebuie să-i formăm la studentul ăsta, da? Aptitudini profesionale. Mă interesează, eu fac o analogie cu sportul, cu educația fizică și sportul. Aceste aptitudini sunt genetic predispuse la o persoană sau alta, sau ele pot fi dezvoltate pe parcursul acestui curs sau acestui pregătirii lor practice. Prima întrebare și a doua deodată, ca să nu vă rețin prea mult, despre formarea artistică. Ia că în tabelul 3-4 din rezumat aveți câteva tipuri de pregătire între care face parte și creativitatea. Creativitatea este tipul de pregătire care, după părerea mea, cel mai greu sau este cel mai sofisticat din punct de vedere al măsurării. Adică nu este palpabil, nu este... Pe mine mă interesează și văd că l-ați clarificat în ierarhia asta, clasamentul l-a spus pe locul 4. Întrebarea sună așa. Cum, practic, ca să înțelegi orice om, cum ați măsurat iacă creativitatea? Și clasamentul ăsta am văzut că l-ați făcut în baza punctajului dat de... Și este un clasament definitiv, absolut, sau el poate suferi unei schimbări în funcție de cine o să facă acest clasament. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și pentru întrebări, domn președinte. Dacă ne prie la prima întrebare, formarea coreografică. Deci, la o perioadă incipientă în activitatea mea pedagogică, eram 100% convinsă că sunt niște aptitudini născute sau niște aptitudini genetică ereditare, adică copilul, individului care trebuie să fie neapărat pentru a putea activa sau a putea se dezvolta în arta coreografică. Pe parcursul experimenții mele pedagogice sunt niște schimbări nesemnificative, dar ce vreau să zic, totuși este importantă ereditarea acestor aptitudini, însă prin cercetarea executată, cercetarea noastră, prin metodele care le-am propus, este posibil de dezvoltat și aptitudini la indivizi sau la copii care nu prea au înclinații spre arta coregrafică și aceasta o spun confirm pentru prin faptul că studenții care sunt deja absolvenți abordează sau încearcă să implementeze aceste metode copiilor care unde sunt încadrați în cadrul muncii și acolo observă foarte un decalaj sau un nivel înalt al copiilor după implementarea acestor probe sau probatorii sau chestionare. Deci este important să cunoască un profesor cum trebuie să găsească
dorința sau capacitatea copilului. Aha, am înțeles. La prima întrebare, mersi, Svetlana, nu trebuie să fie răspunsul mai lung ca durată decât prezentarea. Adică răspunsul foarte laconic ca să înțelegem. În două, trei propoziții. Da, și ce ține de, asta, de creativitate la formare artistică? Creativitatea este cel mai important aspect, deoarece prin creativitate un profesor de dans sau un coreograf poate să-și manifeste aptitudinile sale coreografice sau de dans și atunci chiar și pentru un artist de ballet. Mulțumesc, întrebarea a fost cum să măsoară, cum să cântărești. Da, cer scuze, un pic m-am deviat de la întrebare. Deci ea se măsoară prin impactul care îl are față de spectator sau de cei care îl privesc, prin originalitate, prin inovativitate. Deci creativitatea nu are un termometru sau unitate de măsură, ea are impactul sau adică impactul pozitiv sau negativ asupra celui care privește, adică spectatorul, receptorul. Da, mulțumesc, doamnă. Poftim membrii Consiliului Științific și referențe. Da, domnul Benichiș, vă rog. În cadrul programului de studii, noi avem studenți care au practicat la viața lor și au obținut rezultate deja coregrafice. Și avem studenți care nu au practicat și nu au avut tangență cu coregrafie. Și care e partea v-ați axat? Cea care au avut tangență cu coregrafie sau cea care nu au avut tangență? În cercetarea noastră, deci a fost o nu axare strict doar pe o anumită eșantion, adică m-am axat pe eșantionul care am avut de lucru și acest, cum ați menționat și dumneavoastră, avem studenți și cu pregătire coreografică și cu lipsă de pregătire coreografică și n-a fost scopul de a vedea un eșantion, adică în două evoluții, adică același grup să-l împartă în două. A fost scopul de a vedea la început și la sfârșit. Adică același grup să-l iau. Chiar dacă era un grup mix, cum a zis și dumneavoastră, ați indicat. Da? Și atunci nu am făcut cercetare, dar pe viitor poate să încerc să văd care este intrarea și ieșirea. Da. Până la urmă, pregătire profesională. Ei trebuie să pregătească alți copii. Asta păi e scopul. Da, dar ei când vin, ei nu știu cum să introduc, adică să inițieze un copil în arta coreografică și atunci în această cercetare am indicat, adică spectru destul de clar, în care am desfășurat și am indicat faptul că un profesor de dans trebuie să cunoască niște aspecte mult mai psihologic, pedagogice și artistice, pentru a putea forma la alți copii, adică sunt niște metode prin... Da, mulțumim, am înțeles. Potim, vă rog, ce întrebări mai sunt? O întrebare. Da, doamna Petrenco, vă rog. Dar formarea valorilor artistice ține de genul de dans. Aveți dans clasic, modern, ele se formează la fel sau este un specific? Ține de specificul dansului sau nu? Deci dacă, creștind din cercetarea noastră, valorile artistice stau la baza unei opere de coreografie și atunci în cazul cercetării noastre la baza unei opere de dans, ele sunt cumva, au asemănări și deosebiri, în dependență de genul de dans, dacă în dansul popor noi vorbim despre tradiții, obiceiuri, un mesaj amplu, în dansul clasic vorbim despre regulament, academizare, striptețe, linie, da? Mesaj artistic, chipul artistic, pantomima și în dansul modern vorbim despre filosofie, spiritualitate, atunci ele cumva se intersectează, dar sunt și deosebiri care, adică ele pe parcurs se formează aceste deosebiri. Evident, deodată nu le observi, dar pe parcursul evolutiv ele se relevează. Vorbește bine când vorbește despre tezele. Le are abordate ca valori coreografice în model. Da, vă mulțumesc. Se poate, domnul profesor, dacă îmi permiteți. Da. Am avut două, dar de fapt ați răspuns și mi-am răspuns și eu. Țin minte că în seminar, cred că mai țineți minte, în seminar în care am discutat teza dumneavoastră, vă întrebasem atunci cum identificați și cum corectați un fals estetic în dans. Da. Mi-ați răspuns că aplicați criteriul autenticității. După, de la seminar până acum, la susținerea finală, v-ați schimbat părerea? Și dacă ați rămas la criteriul autenticității ca valabilitate,
atunci să-mi spuneți dacă, vă rog să-mi spuneți, dacă cumva acest criteriu se regăsește și unde se regăsește în componentele cercetării. Deci, autenticitatea. Da, da, da. Deci pe parcurs s-au schimbat, desigur, și se schimbă pe parcurs, dar nu se mai schimbă, sunt procesul continuu. Deci autenticitatea este reprezentată în tehnologia, tehnologia de formare a acel design, tabel, figură, dacă nu zicem, unde am reprezentat și am descris autenticitatea fiecărui gen de dans. Și da, pe parcurs falsul se poate depista prin mai multe metode, ceea ce a fost și pentru mine o descoperire, da, și aceste metode le utilizez și în prezent și încerc să le implementez studenților, pentru că studenții de obicei tot ce văd, adică prin audiovizualizare, da, cel mai des studenții sau omul percepe informația, dacă sunt de de rating, să nu știu cum să zic, de top. De top, da, atunci sunt autentice, ceea ce este un fals. Dacă sunt stau la bază niște principii ale genului folclor, de exemplu, da, cum am menționat și mai înainte doamnei secretar științific Petrenco, atunci ele sunt autentice. Încerc cumva să le implementez acest aspect de fals și kitsch, adică în opera coreografică. Sigur că este un proces în desfășurare, dar... E foarte important că pregătim pedagogi coregrafi. Da, da, și aici... În formă inițială și aici e... Dacă îmi permiți o mică paranteză... Gata, mulțumesc, mi-ați răspuns, convingător. Am înțeles că sunt prea... Rămâne vigoare ce aici am spus eu. Da, da. Deci, cumva se încearcă o plagiere, să zic așa, nu o plagiere, dar un dans de tur în Republica Moldova este cumva foarte studiat de alți membri sau de alți alte ansambluri. Și atunci eu încerc cumva să demonstrez sau să le implic, să le implementez studenților că totuși un dans de top este cel care este original din creativitatea proprie, din imaginația creativă a propriului tău creier și atunci este un dans care pe parcurs va supraviețui, va da, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți încă un accent. Ați constituit în figura 2.5 punct competența coregrafică. Da. Ați plasat-o tradițional pe abilități, cunoștințe și valori și atitudini. Spuneți-mi, aceste structuri ale competenței le-ați văzut ca pe un sistem strict țintuite și sau ca pe o integralitate? Eu le văd ca pe integralitate. De ce? Deoarece ele sunt mobile, cumva în capul. Interșanjabile, da. Mm-hmm. Gata, mulțumesc. Asta am vrut să întreb și ca să mai explic până la urmă un lucru, m-a provocat figura 2.3 despre relația student-dans în instruirea coregrafică și acolo ziceți, studentul coregraf își edifică eu-ul prin dans ca operă coregrafică, adică percepe devenirea eu-ului prin dans ca valoare. Rezultă oare de aici că studentul coregraf sau studentul receptor, cum mai spuneți dumneavoastră, lucrează nu atât la dans, cât pentru dans ca o operă de artă. Da. Deci, cum am menționat și în figură, studentul lucrează, și nu doar studentul, artistul, da, de acolo interpretul, lucrează pentru dans. Și atunci, de ce pentru dans? Pentru că scopul final este spectatorul, receptorul. Și când lucrezi pentru dans, ai un scop anume, ești motivat. Când lucrezi, cum ați menționat dumneavoastră, la dans, atunci cumva nu este atât de motivant interpretul sau artistul de balet, studentul în cazul cercetării noastre. Și scapă. Și atunci, restul de aici, formăm inițial profesorii coregrafi să meargă mai departe în școli, să lucreze cu formațiile coregrafice la dans sau pentru dans? Mulțumesc. E important că altfel intrăm într-o altă filozofie. Da, eu cumva încerc să-mi scap din vocabular și să vorbesc. Da, eu vă mulțumesc. Mulțumesc că m-ați convins în ceea ce ați răspuns. Da, vă mulțumim, domnul profesor. Poftim, ce întrebări mai sunt? Domnul profesor Șchiopă, cei care sunt în online, dacă sunt întrebări, vă rog. Da, doamna Rebrova, probabil. Da. Госпожа Реброва, если у вас есть вопросы к претендентке, пожалуйста, я вас слушаю. Да. Уважаемая госпожа Тарпова, у вас интересная педагогическая составляющая работы вашей.
И вы в основном, конечно, опираетесь на классический танец, на народный танец, на современный танец, но вы вводите дисциплину отдельную, она как спецкурс шла, очевидно, у вас, введение в хореографическое творчество. Вот мне очень интересно, в каком контексте была введена эта дисциплина относительно, с одной стороны, художественных ценностей, а с другой стороны, что она давала именно в профессиональном развитии студентов? Вот эта дисциплина. Спасибо за вопрос. Дом президенте, ам санчер, помните, расскажите вам. Ам чили, вы дайте. Да, профессор Иброва, значит, курс введения в хореографическое искусство на румынском инкурсионе на опера хореографика, он предусматривал повышение уровня аудиовизуализации, рецепции, интерпретации, отражения хореографического произведения, а также стремление выразить возникшие эмоции и мысли, которые приводят к формированию танца, то есть танец как цель данного курса. Значит, внедрение этого курса было повышение компетенции и художественных ценностей у студентов. Этот курс был практически исполнительский? Нет, он был теоретический. То есть и практика была, и... Да, практика, оно... Да, а это был у вас спецкурс? Или он уже стал как бы основным, и после вашего эксперимента он введен в программу? Ну, я надеюсь, что после защиты он будет введен уже на основной программе. Да. Вы понимаете, что это очевидно важно. У нас тоже есть такой курс. Основы художественных хореографических творчеств. У нас такой курс тоже есть. Это интересный курс. И второй, если можно, вопрос очень интересно мне, все-таки ваша точка зрения, как вы понимаете вот эту разновидность хореографических жанров в контексте художественных ценностей? Вот разные жанры и художественные ценности, как они воспринимались студентами, или вы считаете, что они как бы на всех жанрах одинаковы? Нет, конечно, нет, этот вопрос я уже как бы был... Да. Я не поняла, но я попытаюсь вам ответить, потому что очень важен с вами тоже диалог. Значит, как вы знаете, для фортепианного танца характерна глубина, части, обширные сообщения. То есть они по жанрам танца, танцевального жанра, они разные все художественные искусства. Они имеют и сходство и различия. Да. Значит, получается, для классического танца у нас есть загадочная выразительность, элегантность, управление телом. А для танца модерн у нас внутреннее выражение, особая философия, интернализация. То есть получается, они по сущности одинаковые, потому что все как бы идут на танец, то есть все направлены на танец. Но по глубине и по структуре они разновидные. То есть получается, имеют и сходство, и различия. А как вы считаете, вот именно народный танец, он имеет какую-то свою обособленную такую художественную ценность? Это же основа на ментальности? Да, вы знаете, вот я для себя, то есть получается, не знаю, насколько стопроцентная у меня правда, но вся глубина и источник всех стилей, всех жанров танца идет от народного танца. То есть получается источник креативности, оригинальности и всего идет от фольклора, от фольклорного танца. Поэтому они как бы по времени они начинают фильтроваться, или то есть получается супер страдают от разных социальных, там, каких-то эволютивных принципов, но получается база, основа — это фольклорный танец. Спасибо большое. Да, спасибо, госпожа Реброва, спасибо большое. У нас больше вопросов считается уже как бы диалог. Ну, у вас как раз два и получилось немножко. Да, дом профессор Воронин. Дом Атолов. Am și eu o întrebare.
în artă, în genere de artă, există așa o noțiune, secțiunea de aur, care coincide de multe ori cu punctul culminant al lucrării. Există, în muzică există, în arhitectură există, în sculptură există, în film, parțial. În dans există așa ceva. Da, regulă, știți care e secțiunea de aur? Întregul, adică partea mare a segmentului, raportată la segmentul mic, este egal cu raportul dintre întreg și partea mare. Și aproximativ 0, 6, 1 și așa mai departe. Există în dans lucrul ăsta sau nu? Interesant. Adică puteți să-mi dați și un răspuns monosilabic, dar nu. Sigur că eu am să dau un răspuns din perspectiva în care am cunoștințele și baza de dezvoltare care o am. Da. Dacă m-ați provocat și ați spus că există în toate celelalte genuri de artă, sigur că există și în dans. Doar că încerc cumva să o inventez, nu vreau să inventez, sigur ea există în dans. Pentru că dansul este direct, adică direct dependent de muzică, ceea ce am demonstrat și în cercetare. Muzică, pictură, arheologie, arhitectură, da. Care este proporționalitatea aceasta, nu o cunosc. Pentru că dumneavoastră mi-a dat o cifră exactă, de 6, o proporție exactă. Dar... Ea e stabilită de ani, deci nu de mine. Există. Dar mai este și alt tip de răspuns. A fost subiectul cercetării dumneavoastră în chestia asta sau nu a fost? Vedeți, acum ieșim din... și începem să discutăm din nu, dar... Nu, dar sigur că m-a provocat și poate pe parcurs păi asta poate fi după susținere sau în loc de susținere, dar la susținere... Eu, cunoscându-o puțin pe doamna Taupă, știu că dânsa preferă provocările și am văzut. Poate, da, nu, dar poate și am văzut de asta, de asta, și există. Da, orice dans e o istorie. Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Da, domnul profesor, mai aveți? Domnul Ghela, așa mai aveți, da? Nu? Poftim, mai sunt întrebări. Membrii? Suficient. Suficient, da? Bine, doamna Setană, vă mulțumim pentru răspunsuri. Acum, conform procedurii, ofer cuvântul doamnei Petrecă pentru a da citire avizurilor parvenite la rezumatele tezii. Am înțeles că sunt 6 avize, da? Stimați membrii Consiliului Științific Specializat, au parvenit 6 avize la teza de doctor în știință și educație. 3 sunt din Republica Moldova și sunt semnate de către doctorul habilitat în pedagogie, profesorul universitar Ion Gagin de la Universitatea Lev Borisov din Bălți, Lidia Cojocaru, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, doctor conferențiar universitar, și conferențiar universitar, doctor în pedagogie, Belixar Veronica, de la Universitatea de Stat din Tăraclie, Grigore Țambla. La fel, am primit 3 avize de peste hotare, semnate de Ludmila Andrușciuc, Chivschii Universitate din Borisa Vincenca, zăvedușe cafedră careografică, doctor Petru, și 2 avize din România, țară, da? profesor universitar, doctor habilitat Dorin Opriș, Universitatea... Opriș, da? Da, 1 decembrie 1918, da, Alba Iulia, și de la doctorul conferențiar, pardon, de la decanul conferențiar universitar, Crișat, da? De la Universitatea imediat. Alexandru Crișan? Da. București. Da, București, da. Rezumând opiniile expuse, citez. Respectând regulile înaintate față de o teză de doctor, stipulate în ghidul ANACER, doctoranda își construiește logic discursul științific, pornind de la abordările teoretico-științifice ale procesului de formare a valorilor artistice la studenți profesori de dans, finalizând cercetarea științifică prin valorificarea experimentală a modelului pedagogic de formare a valorilor artistice. Constatăm astfel că scopul și obiectivele cercetării au fost atinse. Cercetarea este destul de bine fundamentată științific. Prin urmare, teza formarea valorilor artistice la studenți
procesul de instruire coreografică corespunde recomandărilor cadrul de respectare, de redactare a tezilor de doctor și a rezumatului iar autoarea merită să-i se confere titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533301 pedagogie universitară. Menționez că în avize nu, sau avizele nu conțin obiecții, recomandări sau sugestii. Da, mulțumim, doamna secretar, doamna Petrenco. Pretendentă, vă poftim. De fapt, nu au fost observații sau, eu știu, sugestii, dar ca răspuns, vă rog. Da, deci eu vă mulțumesc, sincer, din suflet, pentru receptivitate, deschiderea și mesajul pozitiv pe care l-ați indicat în avize și în rapoartele științifice. De asemenea, vă mulțumesc că deja să zic... Nu, nu, asta nu a dat răspuns la cele... La autoria vizelor, la referat, la rezumat. La referat. Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Acum, conform procedurii, cuvântul se oferă conducătorului. Aleva să aveți și conducător, și consultant, cred că unul a să vorbească din partea echipii dumneavoastră, doamna Bacarciuc. De pe loc sau... De unde doriți. Poftim, de pe loc. Să vadă și doamna... Să vadă și doamna Rebro. Aici, aici, ca să vadă și la... Care sunt online, da. Onorată asistență și cei matricesc celor care au examinat, au expertizat pieza Stefanie. Doctorandii, primii mei de rândul. Vă mulțumesc enorm de mult pentru susținere, prezență. Ceea ce privește activitatea mea în calitate de conducător cu doctoranda, noi suntem în doctorat pe asta forma atunci și atunci despre teză nu vorbesc, vorbesc doar despre meritele și implicarea doctorandei în cercetare. Vreau să menționez calitățile ei de cercetători deja foarte bine formate, foarte bine puse la punct. Îmi amintesc primele întâlniri asupra tezei cu Svetlana și până în momentul de azi vreau să menționez că a crescut enorm de mult în ceea ce ține un cercetător. Cercetător care poate persevera în continuare și momentele care, la care a fost provocată cu unele întrebări, cred că o vor pune în fața unei alte întrebări. Merită să urmez, să continui și poate fac și o altă cercetare. Vă mulțumesc mult, Svetlana, felicitări pentru cei ce ne prezintă. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim, doamna Bacarciuc. Acum este rândul referenților oficiali. Eu știu... Dacă îmi permiteți, conform listei, cum vezi, da, domnul profesor Ghilaș, aleva sunteți pe listă primul. Nu te regulă, trebuie să spune câteva sunteți. Poftiți? Eu sunt ca consultat. Poate eu câteva minute. Alevastră ca consultat? Câteva, da. Nu vă spuneați, domnul Ghilaș, nu e nicio problemă. Poftim? Poftim, da. Eu vă spun. Nu mai câteva... Da, nu e nicio problemă. Nu mai câteva cuvinte. Da. Asta... Teza este foarte originală. Autorul său a dezvoltat o nouă metodă de predare coreografiei, artei coreografice. Este foarte interesant. Da, vă mulțumim. Deci, conducătorul și consultantul, de regulă nu vorbesc despre valoarea tezei sau despre tezei, vorbesc despre doctorat. Dar dacă ați, acum, după regulamentul nou, se permite chiar se recomandă ca conducătorul să dea și un aviz. Așa că, dumneavoastră, ne vedem între vechi și nou. Așa, vă mulțumim. Domnul profesor, vă rog. Înainte de a prezenta referatul, dar fac și eu o constatare în contextul constatării președintelui. Doamna Ciaugă a avut o prezentare cu un debit verbal de silbă. Da. Chiar bătută. Că o să-l parte de bățel. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, doamnă pretendentă, la titlul științific, onorată asistență. Înainte de a prezenta referatul, vreau să vă anunț că aceasta este
rezultatul lecturii și analizii prealabile a lucrării. Deci, preferat științific, la teza de doctor în știință de educație, doamne Sfântana, ca formarea valorilor artistice, la studență procesul de instruire corectă. Specialitatea a fost anunțată prin doctorul științific, doctor conferențial al Universitar Mariana Măcarciuc și consultant științific, doctorul studiaratorilor, cercetător științific coordonator, Teofila Curdo. Structurată canonic, conform cerințelor în vigoare, teza de doctor, să spre susținere publică, conține 120 de pagini care se bază, tabele, figuri, în text, bibliografii, 11 anexe. Titlul capitolelor și a subcapitolelor relevă aspectele principale ale temei cercetării, implicit logica și consecutivitatea abordării materiei de referință. De asemenea, în fragmentare, este expusă suficient clar esența cercetării realizate. Autoarea tezei își propune să abordeze o problemă importantă în științele educației și în arta coreografică, mai ales că tema se pretează domeniul pedagogiei universitară. Or, aspectele metodice, metodologice în acest domeniu valoratic sunt foarte puține sau aproape de cercetate cu valoratic. De aceea, educația artistică, în special cea de esență coreografică, necesită o atenție deosebită și în planul cercetării predării în învățământul universitar. În prezenta teză de doctorat, pasajul Italia, problema este abordată în sens larg. Autoarea, având în câmpul atenției educația coreografică în corelare cu educația artistică și concomitent cu educația universitară, cu formarea personalității studentului, viitor pedagog. În acest sens, actualitatea și importanța temei investigate sunt, concludent, argumentate cu referire la realitățile sociale actuale și în consens cu anumite documente de politici educaționale la nivel european și național. În introducere, sunt specificate aceste aspecte, autoarea punând accent pe dezvoltarea studentului în plan educativ, social, psihologic, dar și etnic, identitar, am spune noi. Noutate și originalitatea cercetării sunt expuse clar, convingător, valoare teoretică și aplicativă, de asemenea, textul demonstrând corectitudinea realizării cerințelor pentru redactarea tezilor de doctor. Sunt descrise realitățile actuale privind situația în domeniu. Autoarea, având de suport metodologic, cercetări în filozofie, în teoria artelor și în domeniul educațional, referindu-se la surse concrete, Oceanu, Blaca, Petre, Andrei, Tudor Deanu, Vladimir Păslaru sau Vlad Păslaru, dar și la studii din domeniul culturii și civilizației. Mehmet Dinț, Maciu, Bazaridis, Antonescu, Antonesi, Pichin și alții, la specialiști din domeniile pedagogice, din pedagogie și psihologie, Ion Cașin, Nicolae Silvestrarul, Părisa Cunitoa și alții. În acest context, este expusă clar esența cercetării ce iese din contradicția dintre exagerarea platului tehnice de interpretare și celelalte aspecte ale procesului didactic și educativ, la nivel spiritual, etnic, identitar, etc. Sunt expuse problema cercetării, scopul și ipoteza, obiectivele și celelalte aspecte ale introducerii. Capitolul 1. Abordări teoretice ale procesului de formare a valorilor artistice de tip coreografic concretizează specificul cercetării prin delimitarea conceptuală a noțiunii de valoare și valoare artistică. Autoarea tezei apelează la diferite surse teoretice pentru o prezentare mai amplă a conceptului, subliniind astfel diversitatea abordării în domeniile filosofie, culturologie, știință, educație și altele. De la Placa, Vianu, Rădulescu, Mutru, Vulcanescu, la cercetători din domeniul pedagogiei, care au teoretizat și au implementat valorile educației artistice, epistemologice, teleologice, conținutoare. Vlad Slavu, Antonin Coș, Ion Negură, Ion Vizuciu. În subcapitolul 1.2, evoluția dimensiunilor axiologice ale ideilor genului de dans, folclore, clasic, modern, este abordat dansul de perspectivă istorică și comparativă.
autoare din motivul cu bună cunoaștere a esteticii, curentelor artistice. Tot aici propune structura valorilor în cazul disciplinilor artistice. Capitolul 2. Repere metodologice de formare a valorilor artistice ale studenților prin instruirea coregrafică din de subcapitolului. Configurații ale conținutului curriculare în domeniul parte în vederea formării valorilor artistice. Conexiuni metodologice ale cursurilor de instruire coregrafică în formarea valorilor artistice. Modelul pedagogic de formare a valorilor artistice ale studenților în instruire coregrafică. Autoarea realizată de limitele ale conexiunii cu instruire coregrafică în formare valorilor artistice. Relația de cultură coregrafică, valorile omului, un rol important. Adică formarea dezvoltării, e din cadrul cercetării tale. ...și demonstrează activitatea de cercetător și de pedagog al doctorat. În capitolul 3, valorificare experimentală a modelului pedagogic de formare valorilor artistice ale studenților în instruirea coregrafică este expusă experiența de cercetare și, în special, cea pedagogică și de formare a autorității. Experimentele realizate cu studenții publicații de la temă de unul cu cunoașterea problemei, dexteritate de analiză și sinteză, în special a activităților didactice. De aici și propunerile concrete privind metode de educare a omului prin dans. Sunt de un real folos pentru specialiști, rezultatele experimentului, propunerile metodologice ale următoarei teze. Concluziile la acest capitol, ca și cele din finalul tezei, expun esența lucrării realizate și experiența de cazul universitar al autoarei tezei, care reprezintă elementul generalizator al conținutului și constituie opinia autoarei privind rezultatele obținute pe parcursul cercetării. Apreciind efortul intelectual susținut al autoarei în realizarea obiectivelor propuse în teza de doctor, se impun câteva observații. Nu sunt clare sensurile sintagmelor, cultivarea sufletească, pagina 13. Valoare de retrăire, pagina 27. La pagina 27 sunt expuse opiniile cercetătorului Victor Franci, al cărui nume lipsește în bibliografie. Se impune fotografia corectă în limba română a numelor străine în textul tehnic. Sunt și alte observații care nu le-am inclus în referat, dar în perspectiva în care pretendea speranța la titlul științific va continua studiile sau în perspectiva valorificării editoriale a acestei lucrări, dar în mod individual vom discuta și îi vom sugera că ar putea să fie de folos. În concluzie, menționăm că, în general, doamna Silvana Tauda a realizat o lucrare științifică în conformitate cu rigorile înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și ale Școlii Doctorale din cadrul Universității Pedagogice de Stat în Craiova. Rezumatul tezei corespunde de asemenea cerințelor în educație. Studiul întreprins se încadrează în cerințele înaintate unei teze de doctorat la specialitatea 5331 Pedagogie Universitară. Confirmăm că prin realizarea tezei de doctorat, formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coregrafică, doamna Sătana Taufă merită să îi se confere titlul științei de doctor în științe ale educației la specialitatea studenților. Având în vedere că lucrarea examinată reprezintă produsul reflecțiilor, căutărilor, întrebărilor și răspunsurilor personale ale autoarei pe parcursul stagiului doctoral, proiectează viziunea de sens și valențele temei investigate, fondul general și rezultatele obținute, prefigurează ideea de a fi apreciată cu calificativul solicitat de pretendentă la titlul științific. În acest sens, propune membrilor Consiliului Științific Specializat să ia în considerare constatările, aprecierile și concluziile noastre cu referire la opiniile expuse în prezentul referat științific. Da, vă mulțumim, domnul profesor. Pretendenta, Silvana. Vă mulțumim, domnul Chilaș Pietro, pentru un referat am găsit și
franc și probabil este o eroare tehnică, care sigur că o voi redacta, o voi corecta. Iar ce ține de sintagma cultivarea sufletească, ea reprezintă o culturalizare sufletească. Dacă acest răspuns vă este de ajuns, deci dezvoltarea, formarea sufletească a studenților, a interpreților, aceasta era scopul. Sensul acestei sintagme. Da. Da, vă mulțumim, Sintagma. Domnul profesor, sunteți? Cultural. Da. Da, vă mulțumesc. Doamna Victoria Acciu. Vă rugăm, doamna Victoria. Câteva informații care este și pentru mine și pentru educatorul practică în Moldova și cred că pentru lucrarea care este făcută și prezentată în Sfântlana. Că 25 de ani în urmă a fost făcută prima lucrare științifică în domeniul educației coreografice, anume 25 de ani în urmă. Și doamna Caralova era tot consultant al Ucrainei. Dar era vorba despre educație coreografică în școală primară. Dar azi noi avem, și tot era făcut un model, era elaborat curriculum și propusă tehnologia pedagogică. Dar azi noi vedem lucrare mai ample, mai interesante și mai profunde, pentru că este vorba despre formarea și instruirea cei care formează copilași. Deci vă mulțumesc că este așa posibilitate. Da, dar acum, dacă se poate, să citesc, să prezint raportul la teză de doctor în știință al educației doamnei Dalba Svetlana, formarea valorilor artistice la studenții în procesul de instruire coreografică. Teza doamnei Svetlana Dalba prezintă un interes științific și practic de necontestat. Autoarea abordează o parte componentă a problemei extrem de actuale, ce se referă la formare și dezvoltare disciplinării studentului, la strategia procesului de instruire și educație artistică în cadrul învățământului superior. Obiectivul principal al tezei este formulat de însuși titlul ei, formarea valorilor artistice la studenții în procesul de instruire coreografice. Acest obiectiv constă în determinarea și formarea valorilor artistice la studenți profesori de dansă în procesul de instruire coreografică în cadrul învățământului superior și presupune la finele cercetării, proiectarea modelului pedagogic de formare a culturii coreografice la studenți și elaborarea tehnologiei de formare a valorilor artistice studenților instruire coreografică. Modelul dat se anexează pe anumite idei conceptuale elaborate în baza generalizării studiilor în materie, precum și pe experiență proprie a autoarei. Atât modelul respectiv, cât și temeliile conceptuale și cele experimentale ale lui se caracterizează anunțit de către doamna Svetlana Dalba. În teză sunt descrise o serie de precedere psihologice, teoretice, praxeologice, psihopedagogice asupra concepțiilor cheie. Sunt analizate teorii, concepții, rezultăți, principii din domeniul științelor, educației, didactice, coreografice, teorie, artelor, sociologie, educație, etc. Descrie lor constituie dreptul nucleu al noțiunilor pe care le utilizează autoarea. Valoarea estetică, valoarea artistică, percepere ochii coreografice, cultura artistică, cultura coreografică, ideea orchestrice și hipotomice ca esență conexiunistă a genului de dans, dans folcloric, dans clasic, dans modern, perspectivele actuale de valorificare a facultății coreografice în procesul instruirii. În centrul atenției autoarei se
studiază arta coreografică, luată sub aspectul militării într-o ciclu de învățământ superior. Este bine cunoscut faptul că posibilitățile educaționale ale coreografiei sunt în oarecare măsură dezvăluite de către cercetători, precum și de către specialiști în practici. Însă, până în prezent, nu a fost realizată vreo investigație de amploare ce ține de formare valorilor artistice a studenților profesori de dansă și studiere coreografică. Autoarea tezei are perfectă calitate în funcționării contradicții stricente ce a avut loc în sistemul educației artistice. La o extremă este evidențiată utilizarea destul de intensă a laturii tehnice de interpretare. La o altă extremă se situează laturile esențiale, trăire, sensibilitate, expresivitate artistică, cultivarea sufletească, înălțarea spirituală. Nu poate fi trecut neobservată elaborarea insuficientă obiectivul de dezvoltare a percepției și creativității studenților prin abordarea resurselor coreografice, înălțarea spirituală și formarea spiritului de continuitate a tradițiilor populare, formarea convingerilor în față de promovare folclorului autentic, dezvoltare și publicare performante a patrimoniului cultural cu noi opere coreografice autentice, atestându-se opere pregnante în coerență între valorile artistice și valorile general umane, structură, finalităților profesionale. Autoarea tezii intenționează să lichideze anumite piețe albe instruirea coreografică a studenților profesori de dans, să depășească insuficiențele prezentate mai sus. Toate acestea, în ansamblu, formează aspectul inovator al lucrării Doamne Sfântului Alba. Această lucrare, pentru prima dată în științele pedagogice din Moldova, propune un model descris în muzic și ține de formarea valorilor artistice studenților în studierea coreografică. Autoarea evidențiază factorii de bază referitorul lucrării modelului dat. Printre cei mai de seamă factori este menționat cel psihologic, în special cel artistic, având în vedere specificul artei coreografice, ce reflectă universul spiritual, prejudicarea și prejudicarea, interacționând cu limitele componente ale celor alte specii de artă. În lucrare la bază științifică de elaborare a referilor conceptuale și metodologice, formarea valorilor artistice la studenții în procesul de instruire coreografică, a fost puse teorie valorilor și a valorilor artistice, referile axiologice ale coreografice, recitețile psihologice, pedagogice, formarea valorilor artistice la studenții în procesul de instruire coreografică. Un alt factor pe care îl marchează autoarea tezei constituie cel social pedagogic, ce derivă de funcțiile sociale ale arții coreografice, precum ce e cognitivă, axiologică, comunicativă și educațională. Modelul propus de autoare prezintă o construcție teoretică bazată pe valori sistematizate și pentru ierarhie de valori fundamentale, artistice, coreografice, pe valori intactive sau opționale, care se formează și se dezvoltă în proces constructiv la primul nivel spre valorile fiecărui gen de dans, selectate după principiul asemănării și deosebirilor la nivelul 2, iar la nivelul 3, fiind plasate noțiuni inovative de orchestrică tricotomică, aplicând un parcurs conexionist în procesul constructiv a celor trei genuri de dans, ce duce spre dezvoltarea profesională în cadrul didactic. Educarea la studenți a calității morale și estetice ca o componentă în formarea unui profesor, formarea personalității studentului ca cetățean și viitor profesor. Aspectele principale investigatorului zărit de doamna Talcăle constituie întrebarea evoluției dinamice a semnificațiilor, a conținutului și a structurii valorilor artistice implementate prin cursurile de dans folcloric, dans clasic și dans modern. Verificarea situației reale privind instruirea studenților profesori de dans în conținutul superior. Analiza comparată a curiculumului privind formarea valorilor artistice la studenți profesori de dans în procesul de instruire coreografice, argumentarea teoretică ale procesului de formare valorilor artistice studenților profesori de dans în procesul de instruire coreografică, relevarea bazelor pedagogice psihologice, ce se referă la proiectare, elaborare, implementare și validare prin experiment, a modelului pedagogic de formare valorilor artistice studenților studiere coreografică și a tehnologiei de formare a valorilor artistice studenților în studiere coreografică. Tezele propuse pentru susținere sunt bine argumentate grație bazei metodologice și solide pe care sunt reprezentate.
toate concepțiile și principiile educației artistice și ale educației coreografice, ale educației muzicale și ale educației plastice, sursele științifice din domeniile filozofic, sociologic, psihologic, cultural, artistic, etc. Aceste baze metodologice observit drept că Leus în procesul de examinare a stării de instruire coreografică a studenților din Republica Moldova, de asemenea și ceea a anchetării, chestionării, a experimentului pedagogic, inclusiv analizele cantitative și calitative ale datelor experimentale în Moscov, realizare tehnologiilor pedagogice destinate formării valorilor artistice la studenți, precum și elaborarea mecanismul de evaluare a conștiințelor, capacităților, artistului. Monitoringul a fost efectuat de autoare la Facultatea Științele ale Educației și Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat, Ion Preanu. Structura tezei corespunde dezvăluirii treptate rezultatelor investigatelor obținute de autoare. Capitolul 3 înlumează descrierea evoluției celor trei genuri de dans, cum a fi folclorie clasic și modern, țeieri aspectul valorii specifice. În cadrul capitolului 2 sunt evidențate conceptul de formare valorilor artistice studenților studiilor de dans, formare competențelor artistice, domeniul de activitate, caracteristice, educație coreografice, de audiovizualizare, dans, creație, reprezentare, abordările filosofice, psihologice, sociologice și pedagogice care au reprezentat fundamentele necesare pentru conceptualizare și elaborare modelului și tehnologiei. Capitolul 3 dezvăluie diferite dimensiuni ale experimentului pedagogic și servește de fundament pentru validarea modelului pedagogic de formare valorii artistice studentului, instruirea coreografică și a tehnologiei de formare valorii artistice studentului, instruirea coreografică. De asemenea, capitolul conține reprezentări grafice care descriu dinamica și rezultatele investigației realizate, instalizația și interpretația, interpretația cu obiectivele experimentului pedagogic și ale cercetării în totalitate. Deci, în linie generale, compoziția tezei este bine gândită. Ea ar fi mai echilibrată dacă vor fi dezvăluite mai aprofundat funcționalitatea artidansului, a potențialului ei, a importanței educației coreografice pentru Republica Moldova și ceea ce demonstrează imposibilitatea acestui segment al educației artistice în științe pedagogice. Va fi prezentă o analiză comparativă a curiculă și a programelor didactice din cadrul mai multor instituții de învățământ ce pregătesc studenți profesori de dans coreograf. Vor fi analizate conceptele educației artistice deja existente, va fi prezentat conceptul educației coreografice din cadrul modelului PASI sau ANEXA. Va fi indicat atât în denumirea tezei cât și în conținutul noțiunii de educație și în urmă cu țara, ceea ce este mai aproape de formare valorică pentru studenți. Unele carențe și neajunsuri nu diminuează aprecierea pozitivă a conținutului și a arhitectonicii tezei. Materiale analitice și generalizările obținute de autoare pot fi utilizate pe latura practică pedagogică de educație coreографică a zilelor și studenților. Ele pot fi aplicate în lucru методică științifică, sistemul de predare pedagogică coreografică instituției superioare. Tezele înaintate pentru susținere a fost aprobate atât în practică instructivă, cât și lucrările publicate de autoare. Autoreferatul reflectă complet bazele conceptului tezei. Astfel, ca rezultatul examinării lucrării doamnei Svetlana Dalba se corespunde cerințelor invitației de recomandările cadrului de redactare a tezelor de doctor și rezumatului, autoare merită să îi se conferi titlul științific de doctor, de doctor în științele educației. Vă mulțumesc atenție și succes! Da, vă mulțumim și noi! Vă mulțumim și noi! Poftim prezidenta! Mulțumesc încă o dată pentru un raport destul de amănunțit și desfășurat și atenție acordată tezei de cercetare. Deci, ce ține de obiecțiile înaintate de doamna referentă socială și tutoria, vreau să zic că funcționalitatea artei dansului reprezintă un segment destul de vast, care ar putea fi dezvoltat în cercetare nouă. Și doar am atins niște momente pentru a putea cerceta și a putea înainta
principiile și formarea valorilor artistice, ceea ce este, adică reprezintă și scopul cercetării noastre. De ce funcționalitatea artă dansului a rămas un segment nedezvăluit și neindicat în cercetare. Pentru o analiză comparativă a curiculului și a programului didactic din cadrul mai multor instituții de învățământ ce pregătesc studenți de dans, deci avem Academia de Arte, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care pregătește studenți în domeniul coregrafic. Și din câte știu eu, în Republica Moldova doar aceste două instituții, adică Universitatea Pedagogică de Stat Ucraina și Academia. Și aici sunt, da, aici suntem axați pe formarea profesorilor de dans și adică reprezintă așa un dezechilibru pentru a putea avea o idee sau o analiză comparativă, ar trebui să fie cel puțin două, trei instituții care ne-ar permite să facem această analiză comparativă. Conceptele educației artistice deja existente am încercat să le dezvăluim și să le indicăm în cercetare. Probabil că nu le-am... adică parcă am încercat noi și a fost destul de bine analizat. Conceptul de educație coregrafică în cadrul unui model basic reprezintă o continuitate a modelului, reprezintă dezvoltarea de formare unde este dezvăluit acest concept și dacă este cazul, putem să-l indicăm încă o dată, adică figura cu tehnologia. Iar în denumirea tezii, cât și în conținutul ei, noțiunea de educație și nu de învățare, educația reprezintă un segment mai vast și atunci am încercat să cuprindem, să zicem așa, să prindem mai mulți ieguri deodată, dacă sunt, dacă primi 10 ani. Să copiem mai mult. Fără ieguri, mai vast. Da, e mai vast. Da. Și atunci, adică, de aia așa am recurs. Da, mulțumim. Mulțumim, doamna Svetlana. Mulțumim. Răspuns foarte vast, mai vast decât prezentarea, da. Așa, acum, conform procedurii, este rândul membrii Consiliului Științific Specializat să-i spun pe marginea tezii. Eu v-aș ruga foarte concret, laconic, la subiect, pe scurt așa, că să ajungă timpul la toți membrii. Și o să mergem după lista care este prezentată de la Agenția Națională de Asigurare a Calității, Educației și Cercetare. Și acesta este după președinte secretar, primul este domnul Ghicu, doctor habitat, conferențiarul universitar, domnul profesor. Mulțumesc, domnul președinte. Da. Operată asistență, stimați de Consiliul Specializat. Am un aviz aici pe 4 pagini, dar voi, dacă cu permisiunea noastră, domnule președinte, voi începe cu sfârșitul care constituie în mod tradițional recomandarea de aprecierea produsului științific constituit din teză și rezumatul aceasta în aspectele teoretice și praxeologice pe care l-a elaborat doamna Toalcă Svetlana sub conducerea doamnei conferențarul de stat dr. Mariana Văcarciuc și a doamnei consultat științific. Din perspectiva câtorva argumente pe care astăzi le voi prezenta, sunt mai multe în aviz, în raport cu fundamentarea teoretică, cu ideația reflexivă, configurarea tabloului științific, cu analiza ideilor, am constatat că putem recomanda să-i se confere titlul științific de doctor în științele educației doamnei Talpă Svetlana la specialitatea 533.01 Pedagogie Universitară. Așadar, incluzând trei părți, fiecare cu un titlu clarificator, lucrarea în cauză urmează o structură tradițională, încât fiecare parte să se construiască cu ajutorul ideilor cele anterioare. Autoarea demonstrează că ideea valorilor artistice în congruența conceptului axiotic al omului în interdependența valoare-cultură a existat și există sub diferite forme și expresii. Raportată la percepere artistică a operei coregrafice, aceasta își justifică existența prin idei instructive care conduc spre finalitatea majoră a dobândirii competenței profesionale prin experiența valorică a expresivității artistice a studenților. Deși este deseori ignorat în pedagogie, acest domeniu revine totuși în prim planul cercetărilor, necesitând un nou fundament teoretic și praxeologic. Discursul național strategic, formarea valorilor artistice la studenți
și instruirea coregrafică în învățământul superior presupune faptul că două componente își încep existența împreună. Fiind încărcate de misiunea și tensiunea competenței artistice, la nivelul audiovizualizării, interpretării, creației și reflecției, acestea generează posibilitatea mai multor interpretări, în planul incursiunii în opera coregrafică, la nivelul genurilor, al formelor și al stilurilor joncționate, cu principiile și edificate pedagogic pe metodele instruirii coregrafice. Lucrarea expertizată de noi este un tratat teoretico-pragmatic, consemnat de o temă sistemică despre formarea profesională inițială a studenților coregrafi, viitoarele cadre didactice de specialitate. Autoarea Talpă Svetlana intenționează să ofere comunității pedagogice și reușește, de altfel, un tablou științific și metodologic al dezvoltării acestui domeniu, angajându-se în exegeza diverselor aspecte ale câmpului tematic de tip coregrafic, desemnat prin teorii, principii, caracteristici, ale competenței artistice și ale valorilor artistice ale studentului receptor și interpret, arătând cum pot fi sintetizate de o manieră corectă și convingătoare contribuțiile unor specialiști pe numeroase direcții de cercetare. Miezul argumentării secțiunii care vizează abordările teoretice ale procesului de formare a valorilor artistice de tip coregrafic integrează, de fapt, un prolegomenum consemnativ, autoarea fiind tentată să elucideze delimitările conceptuale ale valorilor artistice, prioritățile evolutive și dezvoltarea de misiuni axiologice ale diverselor genuri de dans, s-a spus aici, folclorii clasic modern, de asemenea aici, autoarea își îndreaptă interesul asupra definirii și formării inițiale a studenților coregrafi, având axând definiția respectivă pe sistematicitatea acestei activități, în vederea amplificării pregătirii profesionale viitorilor specialiști în contextul schimbărilor impuse pe societatea actuală. Ca atare, noțiunile tratate fenomenologic sunt abordate în teză din perspectiva reglementărilor naționale, internaționale, definindu-se în baza a mai multor piloni, și anume formarea inițială și personală a studenților coregrafi, ameliorarea calității sistemului de educație universitară, interacțiunea dintre pedagogia universitară și ansamblul societății, politicile publice de formare profesională, etapele dezvoltării profesionale a studenților coregrafi raportate la învățare pe tot parcursul vieții, la competența perceperii artistice a operei coregrafice și la tipologia preachizițiilor de receptare a operei coregrafice ca opere de artă. Logica internă a lucrării este fortificată prin secțiunea repere metodologice de formare a valorilor artistice ale studenților în instruirea coregrafică, care în viziunea noastră este o componentă analitico-sintetică a cercetării, în care doctoranda interpretează fundamentele teoretice ale formării profesionale inițiale a cadrelor didactice coregrafe. Ipoteza de la care pornește autorul este că orientarea constructivistă este condiția sine qua non a schimbărilor ce se produc și pot să se producă în procesul de formare profesională inițială a studenților coregrafi. Această supoziție oferă autoarei mai multe alternative de cercetare, printre care cele de construirea sensurilor și semnificațiilor, posibilităților estetice, valorilor artistice ale artei coregrafice, sub aspect pedagogic, în corelație cu aspectele filozofice și psihologice la determinarea reperilor teoretico-aplicative de formare a valorilor artistice, nu mă uit la sală pentru că vreau să acoper în timp rezonat, a valorilor artistice a studenților profesori de dans în spațiul universitar al instruirii coregrafice. Disertanta arată că, din punctul de vedere al statutului teoretic, există o simetrie considerabilă între procesul de instruire coregrafică în cadrul învățământului superior și baza teoretică, tehnologică, de valorificare a operei coregrafice, ambele evidențiază conceptul teoretic de schimbare și de transformare în câmpul formării universitare. Conținuturile structurate în contextul profesionalizării studenților coregrafi indică multe condiții care generează formarea acestora. Toate sunt în teză, recunoașteți, voi trece peste asta. Demersul valorificării experimentale a modelului, despre care s-a vorbit aici cu lux de amănunte, conține în viziunea noastră o tentativă evidentă de a exprima analitic un model al formării profesionale inițiale a viitoarelor cadre didactice coregrafi, axat pe tendința de a răspunde unor necesități ale domeniului, întreținând o legătură directă cu anumite teorii, principii, caracteristici, condiții care vizează esențele conexioniste ale dansului și esențele instructive ale formării valorilor artistice la studenți. Acest model pedagogic elaborat este unul linear, care include două componente de bază, abordarea conceptuală și abordarea metodologică, un spațiu anume este rezolvat axioticii de tip coregrafic.
edificată pe dominantele conținutale, acționale și mesajistice ale orchestrei trihotonice, așa cum numește autoarea. Cercetătoarea este conștientă și de rolul curriculumului în formarea profesională inițială și pune, punându-și problema respectivă în secțiunea configurației ale conținuturilor curriculare, raportate atât la nucleul curricular al domeniului arte, cât și la coordonatele metodologice ale cursurilor de instruire coreografică cu finalitățile lor respective. În plus, perspectiva metodologică a curriculumului este pronunțată în teză prin conturarea unor probleme și soluții pedagogice implicate în modelarea personalității studentului coreograf. În acest context, premisele pe care le furnizează autoarea, principiile proiectării curriculare, scopurile, obiectivele, finalitățile documentelor normative, incursiuni în opera coreografică și curriculum la disciplinile practice, transformă abordarea praxeologică a problemei în linii de confluență valorică între diverse instrumente elaborate și aplicate, ce fac dovada unei implicări investigaționale adecvate în problematica temei abordate. Doamna Taucă Svetlana a încercat și a reușit să facă ideația tezei cât mai cu putință accesibilă. Propriul merit în acest sens constând în sistematizarea datelor și faptelor. Sunt relevante problemele care, în opinia noastră, pot avea consecințe benefice, atât de ordin teoretic, metodologic, cât și practic, pe fondul explicității statutului formării profesionale inițiale a studenților coreograf prin valorile artistice, în baza competenței artistice. Răspunsurile sugerate de autoare prin modul de ierarhizare a cercetării, de intercorelare a diverselor fapte și fenomene, au ca rezultat conturarea unei perspective sintetice de abordare a formării valorilor artistice la studenți în procesul coreografic la nivel pedagogic. Asta este atul tezii. Aici, în câmpul pedagogic s-a lucrat, strategic, praxeologic, în mediul învățământului superior, prin fixarea calitativă a unui principiu de organizare a formării valorice la studenți în perspectiva paradigmelor axiologice și curriculare, Taucă Svetlana imprimă cercetării sale un context specific, avansând ideea competenței artistice și de cea a valorilor artistice ale studentului ca factor de eficiență a procesului și a educației în ansamblu. Fapt ce ilustrează sensul epistemic și pragmatic al cercetării de față, dar răspunde, stabilizat și consolidat în viziunea noastră, exigențelor de profunzime ale teoriilor pedagogice în domeniu, prin metode hermeneutice și empirice, tipice științelor educației, pentru care este sinteză. În opinia noastră, articularea conținuturilor, grupate în funcție de problematica pedagogică a formării valorilor artistice la studenți, în procesul de instruire coreografică, este susținută convingător de un argument praxeologic adecvat. Avem în vedere viziunea constructivistă pe care autoarea o imprimă analizelor sale, plecând de la concluziile preliminare și de la experiența personală. Experiență personală impunătoare, generalizată la nivelul specialiștilor de referință. Identificăm încă o calitate de durată a cercetării, care, deși se referă la formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coreografică în cadrul învățământului superior, prezintă, în viziunea noastră, ample deschide către domeniile conexe a artei coreografice, aflate la confluența zonilor epistemice și metodologice ale competențelor transversale vizate prin curricula universitare și școlare, fapt prin care instruirea coreografică și dansul ca artă ilustrativă, experiențială, identitară, își reafirmă potențialul axiotic în câmpul educației pedagogice universitare, iar doctoranda, profesionistă certificată, dar și recunoscută, se profilează ca o bună cercetătoare, sintetizând și experimentând convingător în substanța valorilor artistice, ancorate discursului formării coreografice în spațiul învățământului superior. Mă opresc aici, felicitări! Felicitări tuturor celor care ați contribuit la identificarea acestei cercetări de suficientă convingere a calității doamnei autoare și doamnelor da, și doamnei mulțumim, profesor. Doamnei consultant științific, ca să nu ignorăm nimeni. Așa vă place să analizați profund, vă luam ca, vă dau ca amintire, domnule. Referent oficial vă luam. Vă dau ca amintire. Așa că rog membrii Consiliului Științific să reglamente deschis foarte clar acum câteva propoziții de actualitate, conținut și așa mai departe. Pentru că am avut doi referenți care au făcut în detaliu recenzia. Acum, conform ordinii care mergem, domnul profesor Șchiopo, dacă știm că sunteți puțin bolnavă, dacă ne puteți oferi, eu știu, 2-3 minute de analiză în marginea aștepției tezei, noi vă ascultăm.
Domnul președinte, eu n-am citit tot. Mulțumesc. Atunci, dacă sunteți... Este avizul, da? Știți-l dumneavoastră. Da, profesor, atunci dacă nu vă simțiți bine, avizul dumneavoastră nu îl avem, îl vom anexa la procesul verbal al susținerii și atunci permiteți-mi să mergem mai departe, să oferim cuvântul doamnei Gaspaja Reabova Elena Rebrova, prașu prașine. У нас принято так, чтобы коротко, я знаю, представили ваше мнение по поводу данной работы. Я знаю, несколько так предложений. Пожалуйста. Прежде всего, я прошу дать мне возможность поблагодарить за доверие, что меня привлекли к работе такого интересного совета и к такой работе. Достаточно интересно. Я просто хочу сказать, что вы знаете, вот такие работы диссертационные по хореографии, они практически эксклюзивные. Не только для Молдовы, и для нас, в Украине они тоже очень имеют большую ценность. Почему? Потому что искусство, мы знаем, что искусство выполняет свои структурные роли, всегда выполняло. Но вот именно в наше время хореография становится доминирующей. Она востребована очень сильно, востребована для детей из-за гиподинамии, из-за того, что именно хореография имеет вот этот интегрированный потенциал повлиять и на знания, и на их эмоциональное переживание, и дает возможность детям на позитивной эмоции ощутить вот эти ценности во время своего собственного выражения тела. То есть с этих всех аспектов работа очень интересная. Причем она достаточно глубокая. Кажется, вот хореография, это такое, знаете, ну, праздник для детей, художественные ценности, это очень здорово. Но работа очень глубокая с философической точки зрения. И это, конечно, безусловно, ее такая ценность этой работы. Содержание диссертации поднимает очень сложные проблемы ценности, они не недополучены, они, скорее всего, резонны, они мировоззренческие, эти проблемы. И очень здорово концентрируется, попытается их практически реализовать. Вот то, что у нее концепция направлена на преподавание, обучение и оценивание самого искусства, а также через оценивание студента в этом искусстве, это, безусловно, большой плюс. Поскольку до сих пор таких работ не было, но вот не попадалось, по крайней мере, мне на Украине не попадались такие работы в западных, там, польских диссертациях, тоже я не встречала, но такой акцент на эстетику, которая сегодня у нас, к сожалению, понимаете, мы уже начинаем где-то отходить от классической эстетики Востоку, поскольку у нас есть дополнительная реальность. В связи с ИКТ и информационными технологиями, это виртуальная реальность и виртуальная эстетика. И вот такие работы, которые связаны с классическим пониманием, с правильным, наверное, и очень гармоничным пониманием ценностей, они, конечно же, для нас имеют большое значение. Что касается интегрированного самого контекста работы, и у них очень интересный интегрированный подход к самой педагогической модели, поскольку презентация особенностей формирования и эстетических, и художественных конструкций представлена сквозь призму вот этих связей разных видов хореографии, и как оно, понимаете, все очень здорово интегрировано при педагогическом аспекте влияния на студентов и восприятия самим студентом этих ценностей. Вот эти вещи, конечно, заслуживают на внимание. Работа имеет как теоретическое значение, научную новизну, так, безусловно, оно имеет и практическую значимость, поскольку вот таким интересным доминирующим подходом становится телеологический подход. То
то есть восприятие и формирование ценностей, которые проходят и через переживания, и через знания, и через тело, через физиологию, что становится еще более ментально, внутренне ментально ценным для студентов. Вот и основные выводы, конечно, мы можем сделать, что была представлена нам для лицензии интересная, актуальная работа, очень правильно, корректно выстроен научный аппарат, безусловно, интересные, правильные, научно-корректные выстроены критерии оценивания вот этого феномена художественной ценности. Дальше, с точки зрения практики, тоже она имеет очень интересный потенциал, эта работа, поскольку я уже в вопросе обратила внимание на этот спецпуск, он действительно вводится, он нужен этот спецпуск, потому что творчество хореографическое, оно тоже интегрировано, это и творчество, поиска образа, и поиска контекста, и поиска лексики своей, и каждый стремится эту лексику сегодня как-то обновить, осовременить, где-то соединить вот такие вещи, которые вот как их оценки к нам пришли, и стилизацию этой лексики. Все это ценно и для хореографов, и ценно для нас, поскольку мы, значит, мы лучше понимаем современное искусство, язык хореографического искусства. Вот и на основании этого я хочу просто сделать выводы, что исследование выполнено в соответствии с требованиями, предусмотренными ANACEC. Работа имеет соответствующее научное оформление, убедительно сформулированы и подтверждены все ее научные позиции, научная новизна. Очень хорошо, что материалы отражены в лицензии и публикации автора. Результаты данного исследования могут быть использованы в качестве дидактического материала для преподавания и для преподавания танцев, и для преподавателей танцев в университете. В результате вышеизложенного считаем, что диссертация госпожи Дава в планах на тему формирования художественных ценностей у студентов в процессе хореографической подготовки будет представлять соответствующую научную ценность для такого рода работ. Соблюдены нормативные документы по написанию докторской диссертации по образовательным наукам, а автор заслуживает, безусловно, заслуживает при своей ученой степени доктора педагогических наук по специальности 533-01 университетской педагогики. Спасибо за внимание. Спасибо, госпожа Реброва, спасибо вам большое. Sau, de ce vreți să ați spus? La sfârșit, să... Acum, permit să fiu cuvântul doamnei Luba Petrenco, secretarul științific al Consiliului Științific Specializat. Subsemnez, stimați membri ai Consiliului și onorată asistență, cercetarea realizată de doamna Talpa Sărbana soluționează o problemă științifică importantă în formarea valorilor artistice studenților profesor de dans pentru instruirea coregrafică. Este o lucrare de punctul nostru de vedere logic structurată, cu expunere teoretice și metodologice argumentate, vizând procesul de formare a valorilor prin educație, valorile artistice și cele estetice raportate la frumosul artistic, asimilarea valorilor de către studenți și logica de formare a valorilor în educație și în altfel. Literatura științifică studiată, prin valorificarea ultimului principii metode al instruirii coreografice, raportate la cele trei tipuri de dans autorii clasic modern, a stat la baza elaborării și aplicării experimentale a modelului pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coreografică. În loc aparte, în cercetare, atribuim experimentul pedagogic în care autoarea a validat modelul elaborat și am formulat recomandări practice specialiștilor în domeniul interesat de subiectul cercetării. Rezultatele obținute, analiza lor minuțioasă și argumentată demonstrează odată în plus actualitatea temei de cercetare și soluționarea problemei științifice. În lucrare, autoarea formulează, argumentează științific concluziile generale și prezintă rezultatele experimentale de bază ale investigației care confirmă eficiența acesteia. Astfel, constatăm că autoarea realizează scopul și obiectivele formulate în cercetare. Considerăm că teza doamnei Talpa Sărbana este elaborată în conformitate cu cerințele formulate de ANCEP,
prezintă o cercetare actuală, problema fiind logic expusă, scopul și obiectivele atinse, include un număr suficient de surse bibliografice actuale. Prin demersul realizat și prezentat astăzi în ședință, Svetlana Talpă considerăm merită conferirea titlului de doctor în științe ale educației la specialitate 53301 pe Facultatea Universitară. Felicitări! V-ați încadrat pe fiecare. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați invitați, câteva cuvinte și eu, după ce a fost așa o analiză amplă din partea referințelor și a membrii Consiliului Științific Specializat, nu rămâne decât să zic că doar câteva cuvinte. Teza este una foarte actuală, foarte actuală din simplu motiv că doamna Victoria și-a subliniat faptul că așa tip de teze, noi nu în instituția noastră, dar Republica Moldova nu prea am avut, deși noi suntem preocupați de pregătirea cadrelor didactice, de pregătirea studenților pentru viitoare activitate în domeniul dat. Pentru noi a fost un noroc, să zicem așa, că doamna Svetlana a venit, a aterizat la noi cu această teză și că cadrul didactic suntem foarte mulțumiți. Teza aceasta, de fapt, e cunoscută în instituția noastră foarte bine, deși pentru că a trecut deja prin două seminare, prin catedră și nu știu, prin două catedre și la o instituție și instituția noastră, așa a ieșit chestia că asta e ultimul an când doctoranzii pot susține pe stilul, pe acel vechi, da? Și dacă ne uităm în ierarhia acelor specialități care avem noi, la seminarul științific din profil al nostru, pedagogia universitară, de fapt, era pusă la 531.01, la științe nu era la didactică. De fapt, asta este didactica instituțiile de învățământ superior. Exact. Dar acolo avem specialități, doar didactică pe disciplini școlare. Așa este pusă în... Și a fost nevoită sărmarea să mai treacă încă un seminar de profil, dar nu încă unul, dar cu două seminare, membrii a două seminare luați împreună. A fost și are timp de un an de când această teză se plimbă în cor și încoace, dar nu văd aici niciun rău în chestia asta, pentru că teza din fiecare dată a suferit schimbări și toate schimbările sunt spre bine. Vreau să zic că teza este una logică, foarte bine aranjată, este una pe pregătirea profesională a studenților noștri, ceea ce diferă foarte mult de ceea ce se face în Academia de Arte și muzică și teatru. Aici ne preocupăm de pregătirea profesională. Eu am văzut că dumneavoastră are și un curriculum la această disciplină. N-are decât să implementeze acum cu studenții noștri și sperăm că anume rezultatele acestei teze ne va aduce un plus valoare destul de mare în pregătirea personală a studenților de la disciplina dată. Este o disciplină pe care noi, de fapt, practicăm sau am specialiști în domeniul dat. Am început acum vreo 10 ani, îmi pare că unul până acum nu aveam așa domeniul să pregătim specialiști de acest tip. De aceea noi ne bucurăm că a apărut această teză, acest suport științific care poate fi folosit nu numai de cadre didactice și în instituția noastră, dar și din toate instituțiile, inclusiv și cei din România, că se folosesc foarte mult de rezultate cercetării noastre. Este o teză, repet încă o dată, o teză binevenită, o teză bine structurată și bine argumentată din punct de vedere științific, un demers științific foarte bine structurat. Ați văzut că doctorandul are o pregătire foarte bună. Eu chiar am venit la cel de-al doilea seminar pentru că au apărut un șir, știți cum la noi sunt discuții foarte aprinse, nu știu ce a fost, nu știu ce am văzut, că a trecut dintr-o instituție în alta și așa mai departe. Personal am venit și am luat conștiință cu prezentările care au fost spuse, cu teza în cadrul seminarului științific profil și m-am convins că doamna Svetlana are o pregătire foarte bună, este un cadru didactic deja bine pregătit. De ce eu o să votez și eu pentru conferirea titlului științific, fapt cu care o felicit personal pe Svetlana și doresc succes în continuare. Vreau să felicit conducătorul științific și consultantul științific care au fost de un mare folos la etapa dată de realizare acestei teze. Vă doresc și alevastră succes foarte mare, facultății, deci sigur și instituții noastre și directorul școlii doctorale științe educației este aici care tot a avut un suport, omenesc, să-i spune așa, cât se poate de mare. În acest seară, încă o dată felicitări și vă dorim numai succes. Acum,
conform procedurii, ceilalți rămân doar membrii Consiliului Științific Specializat. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, acum Consiliul Științific au fost în dezbateri, da, am luat o hotărâre și dați-mi voie să ofer cuvântul doamnei Petrencu Liuba pentru a da citire proiectul hotărârii. Doamna secretar, eu v-aș ruga ca președinte să nu dați citire la toată hotărârea, pentru că actualitatea, noutatea științifică și așa mai departe, ies din teză și din rezumat. Dacă nu o să vă sfărați, să dăm citire doar deciziei, da? Părții confirmative. Asistență, într-adevăr, conform regulamentului, hotărârea pe care a elaborat-o Consiliul Științific Specializat în ședința de astăzi, deci proiectul, ea conține actualitatea și importanța temei, noutatea, rezultatele obținute, valoarea aplicativă și teoretică a acestei a lucrării care a fost prezentată astăzi, în urma citirii și studierii tezei și în urma dezbaterilor care au avut loc astăzi în ședința publică, Consiliul Științific Specializat de 532.01.2246 decide a conferit doamnei Svetlana Taucă titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.01 Pedagogie Universitară. 2. A solicitat Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de 533.01.2246 din cadrul Universității Pedagogice de Statul Muntean din Chișinău și să elibereze diploma de doctor în științe ale educației. Da, vă mulțumesc, stimați colegi, membri ai Consiliului Științific Specializat. Noi acum trebuie să votăm să votăm proiectul dat ca bază. Cine e pentru a aproba ca bază acest proiect de hotărâre? Vă rog, votați. Mulțumim. Acum, dacă aveți cineva ceva, numai membri ai Consiliului Științific, dacă aveți ceva adausuri sau ceva corectări aici, așa mai departe, vă rog să vă expuneți. Nu există. Noi am citit, am văzut. Înainte. Atunci, cine e pentru primi în întregime, de a accepta în întregime acest proiect de hotărâre, vă rog, votați. Membrii Consiliului, vă mulțumim. Prin ceea ce s-a confirmat, despre ceea ce ați auzit acum, sau pentru ce a fost în votare, a fost conferit titlul de doctor în științe educației doamnei Svetlana și cu această ocazie vă oferim și cuvântul de cheie. Slava Domnului pentru toate, chiar vă zic că este un final foarte mult așteptat, un final foarte victorios, să zic, pentru mine. Și mulțumesc Domnului Dumnezeu că m-a dus până la această etapă, până acest loc, în această împrejurare, în acest context, aceste persoane. Și chiar îi mulțumesc de suflet. Mulțumesc părinților, pentru că ei au fost cei care m-au încurajat, care m-au susținut și care au acceptat, să zic așa, această provocare de a face și cercetare. Pentru că făceam dans în dimensiunea artistică, am început în dimensiunea pedagogică, iar în dimensiunea de cercetare științifică. A fost o dimensiune care m-a captivat și care mă ține și până în prezent, pentru că este un domeniu care este necunoscut și îmi dă foarte multe provocări, să zic așa, pentru a cunoaște și a cunoaște. Mulțumesc mult Dumnezeu pentru faptul că totuși nu am renunțat, să zic așa, da? Nu am renunțat și am ajuns la etapa în care să înțeleg că totuși toate filtrele vieții care mi sunt spuse sunt cumva pentru a înțelege și pentru a te forma. Iar cei care sunt prezenți astăzi, să zic cu inimă deschisă și cu toată sinceritatea, oameni frumoși la chip și la suflet, sunteți cei care m-ați încurajat într-o perioadă și în prezent mă încurajați, sunteți cei care îmi dați și un imbold și un punct de sprijin și sunteți ca un etalon pentru mine. Sunteți acolo unii cei care, la care tind sau care, spre care tind eu cu cercetare, cu știință. Și vreau să vă zic, chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să fiți aici până în prezent și sunteți chiar și aici.
Mulțumesc că să nu scapă nimeni, dar cer scuze, domnul președinte, că astăzi ați făcut o remarcă, că vorbesc prea mult, dar îmi dați voie să zic până la sfârșitul ce am zis, da? Mulțumesc doamnei rectora Alexandra Papă Neagră, pentru că ea a fost cea care adică m-a cunoscut din momentul în care am zis bună ziua, se poate, și a zis se poate. Și atunci îi mulțumesc de suflet pentru că m-a acceptat așa cum sunt, așa cum mă vedeți, și m-a încurajat foarte mult. Mulțumesc toate comunității academice, pentru că comunitatea academică, fie cu un cuvânt, fie cu o urare, să fie chiar și cu o tăcere, m-a îndrumat și m-a făcut să înțeleg foarte multe chestii care sunt, țin și de viață, țin în primul rând de cercetare, de știință, dar țin și de viață. Și asta este un plus foarte mare pentru mine, pentru că nu prea dai de oameni care să te ajute să te formeze. Și asta este să știți că este cu tot respectul, zic. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți, în primul rând domnul președinte, domnul Ghipov, domnul Ghilaș, domnul Șchiopu, chiar dacă este conectat online, nu știu dacă mai este, dar sunteți un exemplu, vă zic cu toată francheța mea, sunteți un exemplu pentru mine la care chiar și acum, stând la masă, notam niște cuvinte, notam niște idei, de la care știu că am de unde și pot să învăț multe. Și aceasta îmi dă foarte multe speranțe și are de a cunoaște și a cunoaște noi cum în arta dansului și în arta cercetării și în arta pedagogică, absolut în domeniile ce țin de arta dansului. Doamne Victoria Acciu, îi mulțumesc pentru susținerea și unda verde pe care a dat-o pentru a fi referent oficial. Doamnei consultant oficial, doamna Roleu Elfina, să știți că sunteți un exemplu atât de frumos și atât de bun pentru mine, că nu știu dacă o să-mi ajungă cuvinte în destule pentru a vă mulțumi. Ați fost cea care ați dat nevoie niște idei aleatorii, să zic așa, în privința cercetării, dar care le-am prins pe bune și le-am implementat în teza de doctorat pe care o aveți prezentă pe masă. Desigur, îi mulțumesc catedrei, care la orice pas, la orice moment în cea, să știți, Svetlana, că toate sunt bune, toate sunt pentru folosul tău și nu renunța. Și iată, am ajuns aici ca să iam aproape de mine, să iam alături și mulțumesc pentru încurajare și pentru susținere. Desigur, sunt foarte multe de spus, dar îi mulțumesc de suflet și primii mele conducătoare. După cum s-a menționat, am avut o perioadă destul de bogată, un traseu destul de bogat în emoții și în experiență. Și prima mea conducătoare mi-a fost cea care a dat un dever de pentru domeniul cercetării. Îi mulțumesc de suflet și îi simt respectul și toată admirația pentru acest lucru. Și nu în ultimul rând, doamna Vacarciuc Mariana, care chiar și mama care este aici la alături de mine, dar doar în afara acestui auditoriu, doamna Vacarciuc, mama mea de știință, de cercetare, da, îi mulțumesc din suflet, pentru că m-a acceptat așa cum sunt. M-a acceptat și, să zic așa, m-a ocrutit foarte mult. M-am plătit cu tot ce a avut ea, iar aptitudinile, capacitățile, cunoștințele ei personale și profesionale, de fiecare dată mă uimeau, pentru că una e să crești lângă mama care te-a născut, care te protejează și te ocrotește, și alta e să cunoști o persoană care, bine, până la urmă avem un traseu scurt, da? Doar domeniul, adică traseul doctorat și ea se termină. Dar ea este o persoană care poate și la 3 de noapte să mă telefoneze și să-mi zică, uite, acolo ai uitat ceva. Și asta îi mulțumesc din suflet, pentru că este o persoană care o simt din tot sufletul și cu toată puterea sufletului îi mulțumesc că este așa cum este. Și îi mulțumesc pentru că m-a dus până la acest loc, la această etapă, și să vă poartă Dumnezeu de noroc și de toate, să aveți, pentru că tot ce mi-ați dat mie este enorm în comparație cu ce pot să vă ofer.
De ce vă mulțumesc și tuturor celor care probabil vizionează. Am avut și niște momente de a implica familia în acest proces. Sigur că sora este cea care mă încurajează necondiționat, ea mă urmărește de peste hotare, mulțumesc de suflet. Acum să încep așa un pic mai sentimental, dar vă mulțumesc de suflet la toți. Vă mulțumesc de suflet la toți, să știți că tot ce faceți se întoarce și tot ce mi-ați făcut o se întoarcă absolut în mine. Eu vă mulțumesc de suflet și... Felicitări! Da, mersim și felicitări! Mulți stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, mulți stimați referenți oficiali, stimați invitați. Cu aceasta ședința noastră a luat sfârșit. Noi vă mulțumim din suflet pentru...